10 din 10 în Premier League, însă au apărut problemele. A venit și prima înfrângere în Champions League. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Liverpool. Început de sezon foarte bun în Premier League. Reușim să adunăm 10 victorii în cele 10 partide. Însă, data trecută a apărut și prima înfrângere din acest sezon. Arăta totul perfect. Aveam doar un singur egal cu Sporting. Iar data trecută am pierdut, din păcate, în Champions League primul meci al sezonului, cum spuneam. Am început cu un 1-0 la Bournemouth, un meci destul de dificil, un meci decis de Darwin Núñez în minutul 2. Am marcat repede, însă după nu am mai reușit să creăm foarte mare lucru și am plecat doar cu 1-0 de pe Vitality Stadium. După ne impunem 4-2 cu Fulham, un meci mult mai bun, Mo Salah a deschis scorul minutul 24, Konate a marcat și el minutul 34, Darwin Núñez 50 și Joe Gomez 72. Am avut un meci foarte bun cu Ajax. Începem perfect, deschidem scorul minutul 14 prin Luis Diaz, însă Mo Salah comite o greșeală foarte mare, o intrare urâtă din spate, alunecare care îi aduce cartonașul roșu și ne lasă în 10 oameni din minutul 24, însă echipa a răspuns perfect, am mai avut chiar ocazii să majore scorul, Ajax n-a avut nicio ocazie și am terminat acest meci cu un 1-0. Ne punem după cu 3-0 în deplasare la Villa, marchează o dublă Darwin Núñez și Diogo Jota minutul 92 și în ultimul meci, prima înfrângere acestui sezon, pierdem la Amsterdam cu Ajax în minutul 90 plus 3 și în loc să ne calificăm direct în grupa de Champions League, acum vom avea emoții pentru că se trece foarte tare grupa. Avem noi 7 puncte, suntem pe prima poziție, Copenhaga 6, Ajax 6 și Sporting 4 puncte. Mai sunt două partide de jucat, foarte important ceea ce vom reuși astăzi în meciul cu Copenhaga. Cu siguranță va fi ca o finală pentru noi, dacă reușim să ne impunem, ne calificăm mai departe. Greu, jucăm cu Southampton acasă, după îndeplasare cu Leicester, acasă cu Leeds, mergem la Copenhaga pentru meciul decisiv din grupa de Champions League și terminăm acest episod în deplasare cu USA. Avem 3 meciuri în deplasare și 2 pe teren propriu astăzi, așadar trebuie să încercăm să scoatem rezultate cât mai bune în deplasare. E un început foarte promițător, e clar. Arată foarte bine echipa. Avem nevoie de un pic mai mult acolo pe faza ofensivă, cred eu, pentru că defensiva a stat senzațional. Câteva statistici foarte interesante. Avem cele mai multe puncte obținute pe meci, 3.00, pentru că am scos 10 din 10. Cele mai puține șuturi spre poarta lui Alisson, cele mai multe clean sheet-uri, 8 în Premier League, dar și cele mai puține goluri primite, 3 în acest moment. Încerc să mă uit la Man City. Man City are 8 goluri primite până în momentul de față. Așadar, am reușit să reparăm defensiva lui Jurgen Klopp, care în realitate suferă foarte, foarte tare. Nu ne iese perfect cu acest sistem cu 3 pe fund și pe ofensiv arătăm destul de bine. N-am suferit până în momentul de față, poate doar la meciul ăla cu deplasarea acolo unde n-am reușit să marcăm, însă în rest am arătat foarte, foarte bine. Scoatem pe Henderson și l-aducem pe Fabinho la poziția lui. Revine Trent titular. Atât Ox cât și Curtis Jones. Deocamdată însă nu ne putem baza pe ei ca titulari. Însă îi aducem acolo pe bancă. Pot fi și ei opțiuni importante. Curtis Jones deocamdată lăsăm pe bancă. Firmino în continuare rupt, 2-5 săptămâni, Keita 3-5 săptămâni, în continuare avem 2 jucători accidentați, însă e mult mai bine față de ce am avut pe început de sezon, am suferit destul de mult din cauza accidentărilor. Hai să mergem la primul meci de astăzi, primim o vizită celor de la Southampton pe Anfield, trebuie să scoatem 3 puncte, nu avem nicio scuză dacă nu ne punem la acest meci, mai ales că venim după această înfrângere în Champions League, trebuie să încercăm să
Nerevenit din punct de vedere al moralului, pentru că am fost clar ușor clătinați la acest match. 4-2-3-1 Southampton, trupa lui Ralf Hasenhüttl. E o echipă care pune un pressing destul de agresiv, o echipă care încearcă să stea sus. Sper calitatea jucătorilor noștri din faza ofensivă să se ridice la un nivel important astăzi și să scoatem încă 3 puncte. Suntem acolo pe prima poziție, 5 puncte peste Man City. West Ham nu e luat în considerare deocamdată de noi, pentru că suntem clar peste ei, însă cu City se poate întâmpla cam orice atunci când vom juca cu ei. Hai să ne concentrăm la acest meci, hai să plecăm cu dreptul în acest episod. Început destul de bun, o posesie foarte bună, undeva aproape de 70%, însă lipsesc ocaziile mari deocamdată. Vreau ocazie aici, nu spune că e un roșu, e un roșu. Darwin Núñez, ce crezi? Nu comite și el, o face și el lată și primește cartonaș roșu. O să punem stay on fit. Se pare că suntem foarte periculoși. Dăm drumul prea repede al unecărilor și normal s-au tăiat când deschide scorul. Superb. Se putea mai bine de atât? Nu se putea. Incredibil. Ai cum să începe atât de prost. Primi și roșu. Dar mai mult, Salisu deschide scorul pentru Southampton minute 20 și în acest moment suntem un pom și pom în aer. Cealeta ce are pentru Maitland Niles. Salisu. Diallo. Genepo pentru Aribo. În adâncime, atent însă Alisson. Konate. Thiago. Luis Suarez. Avansează. Lui să schimbă Vardea pentru Mo Salah, însă e blocat acolo de Walker Peters. Recuperează Joel Matip. Virgil, Thiago, în adâncime pentru Luis Diaz. Luis Diaz reușește să marcheze. Blocat în prima fază, rămâne în posesie și marchează până la urmă cu poarta goală. O reacție bună, reușim să egalăm destul de repede, însă ce pasă de Thiago aici, senzațional. Bună și plecarea lui Luis Diaz, mai mult îl ajută acolo adversarul, reușește să marcheze și revenim în meci destul de repede. Ne apropiem de finalul primei reprize, în continuare 1-1. Se termină 1-1, da? Doamne, ce gafă puteți să fac Darwin. Mă gândesc să iur pe cei doi, Diaz și cu Mo Salah pe postul de atacanți. Dribbling for a support, remote director cum jucăm. Trent slăbuț astăzi, nu e în formă din păcate, însă mai are timp, mai are timp. Sincer, nu prea avem ce să schimbăm. Aș renunța la 3 pe cum să aducem un atacant. Hai să lăsăm așa. Lăsăm așa, îi ducem acolo pe Diaz și pe Mo Salah în atac, să vedem dacă ne iese. Virgil joacă lung, însă Walker Peters, fii atent. Masează Walker Peters, întoarce la Salisu. Înapoi pentru Bazul. Salisu, cealeta cear lung, depășit acolo Konate, Aribo lovește pe transversala și Alisson are noroc, lovește acea minge în spate, însă nu intră poartă. Început foarte greu, să vedem aici, Trent caută poarta, Bazunu scapă însă. A lovit bara acolo Trent. O nouă fază fixă, reușim să respingem, însă Maitland Niles recuperează. Pasează Maitland Niles în fața porții. Ce Adams face 2-1. Da, am renunțat la 3 fundași centrali. Pe Konate și îl vom băga pe
Diogo Jota acolo. Dar din păcate, până la urmă primim golul 2. A avut Southampton o ocazie mare, am scăpat la acea fază, însă aici nu ne mai arată Southampton. Fază simplă, Maitland Niles se duce ca prin brinză, centrează fața porții, Adam spune latul și Alisson n-are nicio șansă. Intrăm în ultimele 15 minute. Fază fixă, Trent caută vinclul, bazunul respinge. Dar nu avem nici noroc în meciul ăsta. Lovit odată Trent bara aici și bazunul scoate din vinclul. Trent centrează, respingă să cede la Southampton. Diallo degajează, Fabinho recuperează. Henderson blocat însă acolo, atacantul nostru. Armstrong pentru Walker Peters. Intră în centru, Diallo. Doamne, ce ocazie, am văzut o poartă. Bazunu joacă lung. Are pontul acela Armstrong. Adams blochează Țimica să se pună la Pero. Schimbă în dreapta cu Maitland Niles. Centrare, respinge Virgil. Ward-Prowse, Matip degajează, însă nu unde trebuie. Hai, Luis. Se vine bine la Coceap, Henderson recuperează, Trent are spațiu bun acolo în dreapta, centrare pentru 2-2, Diogo Jota egalează minutul 87. Până la urmă Trent își arată calitatea, arată de ce este trimis acolo în partea dreaptă, are spațiu bun acolo, centrare perfectă, vine Diogo Jota și marchează cu capul. Avem 5 minute, însă nu cred că avem puterea să căutăm chiar golul victoriei. Să vedem ce Adams, Maitland Niles pentru Ward-Prowse. Ward-Prowse intră în zona centrală, mai departe Walker Peters. Reușim să blocăm, însă Trent pasează greșit. Pasează și pe adversarul greșit, Trent recuperează. Joacă lung cu Diogo Jota, Diogo Jota pentru Luis Diaz. Luis Diaz! Am văzut că o poartă. Ah, daune, daune! Să fiu mulțumit că am scos un egal? Nu sunt mulțumit. Puteam să dăm lovitura, ce drept și Southampton putea să închidă meciul, să n-a făcut-o, dar odată ce e ocazia asta, Luis Diaz stat 1-1 cu portarul să nu prins poarta, mi se pare penibil. Meci foarte greu, debut dificil și asta pentru că Darwin Nunez ne pune o piedică și să jucăm undeva la 70 de minute cu om în minus. Am fost conduși de două ori, însă până la urmă reușim să egalăm pe final și scoatem un 2-2, Diogo Jota ne aduce un punct. Jurgen Klopp este entuziasmat de forma arătată de Liverpool. Acesta este un mesaj care îmi dă încredere foarte mare. Însă avem meci cu Leicester și toată lumea se așteaptă ca noi să câștigăm acest meci. Din nou mă aștept la un meci dificil, din nou cred eu că vom avea probleme. Vreau să nu mai avem parte de roșii și de acum încolo stay on fit. Nu vreau să mai dăm drumul la alunecări. Suntem foarte periculoși atunci când facem acest lucru. Sper să nu mai avem parte. Acum va trebui să ne descurcăm și fără Darwin Núñez, care probabil va fi suspendat câteva meciuri bune. Va intra acolo Diogo Jota în atac, însă deși a marcat meciul trecut, nu știu cât de mult ne poate ajuta Diogo Jota din această poziție de atacant, însă din păcate nu avem altă soluție. Firmino este accidentat, Darwin Núñez suspendat și Jota ar fi cam a treia opțiune pe acea poziție. Nu avem ce să facem, trebuie să improvizăm, trebuie să încercăm să ne descurcăm și fără Darwin Núñez, care ne-a lăsat cumva descoperiți, numai că am fost foarte aproape să pierdem primul meci în Premier League, ba chiar mai mult trebuie să ne descurcăm și acest meci fără el.
Ok, hai să vedem cum arătăm fără Darwin acolo în atac. Sincer, sunt foarte mulțumit de el în momentul de față. A reușit să marcheze câteva goluri, însă cam slăbuț deocamdată. Întâlnim Leicester, echipă cu calitate, echipă care poate crea pericol. Tielemans titular, Jamie Vardy, dar și Harvey Barnes, jucători destul de importanți la această echipă. E clar, ne așteaptă un match destul de dificil. Echipa lui Brendan Rodgers e într-o situație penibilă. 5 meciuri din 5 pierdute. Nici forma noastră nu este una foarte, foarte bună. Ultimele două meciuri e doar un egal și o înfrângere. Primul pas greșit în Premier League, vine Man City la 3 puncte de noi, West Ham sunt acolo la 2 puncte, începem să pierdem puncte și nu e bine în Premier League, pentru că îmi doream eu să ne păstrăm acel avans luat în fața celor de la City. Din păcate pierdem 2 puncte într-un match în care n-ar fi trebuit să pierdem. Pasă pentru Leicester, Madison, ce execuție! Lovește vara aici atacantul celor de la Leicester, Trent, centrează pentru Konate, spre sub minge, însă Konate, Mo Salah recuperează, Luis Diaz, Diaz, lovim și noi bara! Câte ocazie pentru ambele echipe, început promițător, pare că va fi un meci cu multe goluri, Virgil pentru Konate, Thiago, blochează acolo Dewsbury Hall, atent însă Konate, Konate o comite și Jamie Vardy profită. Oh, doamne, doamne, Adaf, am avut parte de foarte multe gafe în acest început de sezon, însă astăzi avem parte de două gafe incredibile. În primele două meciuri, Konate o comite aici, Jamie Vardy fură mingea și îl învinge pe Alisson. Începem din nou de la 0 la 1. Suntem conduși de o trupă care avea 5 înfrângeri înaintea acestei etape. Mo Salah blocat însă. Soyuncu degajează aiurea, recuperează Konate. Virgil, Thiago în diagonală pentru Mo Salah, din prima pentru Diogo Jota. Ce fază, hai mă, nu-mi spune. Nu-mi spune că a fost offside. Se pune, da. Ce pasă frumoasă a dat aici Thiago din nou pentru Mo Salah. Părut în offside, însă băiatul ăsta, Johnny Evans, îl scoate. Vom vedea imediat când se va pune linia. Superbă faza, diagonală perfectă, Mo Salah întoarce fața porții. Nu se mai pune linia pentru că nu ne arată faza. Interesant. E bine că reușim să egalăm la prima situație a noastră. West Ham deschide scorul cu Villa. Dewsbury Hall pe bara a doua, Ndidi reia peste poartă. Man City are 3-0 cu Newcastle deja. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc, crește presiunea pe umerii noștri. Virgil pasează direct la adversar, Castagne lung, respingem însă. Thiago șoacă lung și el însă blochează foarte bine acolo Johnny Evans. Înapoi la Ward. Soyuncu degajează, Soyuncu respinge Konate, însă până la Tielemans, Jamie Vardy trece acolo, nu știu cum a trecut. Nu știu cum a trecut, dar defensiva noastră arată penibil astăzi. Trent centrează pe bara a doua și este penalti. Diogo Jota a fost împins acolo de Ndidi. Hai să vedem ce zice VAR-ul. Poate fi o situație, da, rămâne penalti și va executa. Nu e Mo Salah, ba da, Mo Salah e. Am impresia că nu e el, Mo Salah, da, 2-1 înainte de pauză, întoarcem scorul, ceea ce e foarte, foarte important, reușim să revenim de la 1-0 și până în pauză scorul se întoarce în favoarea noastră, poate fi un moment foarte important acesta. Se intră la cabine cu 2-1 pentru noi, din nou un meci greu, din nou un meci greu. Să tracem linia defensivei un pic mai jos. Avem higher line și am fost surprinși de câteva mingi aruncate acolo în spatele defensivei. Ce drept gafe mari
Konaté, Matip, depășit de două ori foarte, foarte ușor. Virgil destul de obosit, însă îl voi mai lăsa încă 15 minute. Trebuie să mai marcăm clar dacă vrem să plecăm cu 3 puncte de la Leicester. Hai să vedem faza asta și după schimbă. Poate intra Joe Gomez în locul lui Virgil. Avansează Robo în stânga, întoarce la Luis Diaz, Thiago în centru, însă e pe Dewsbury Hall acolo. O nouă minge lungă, Konaté de data asta, e atent. Robo întoarce la Alisson, Konaté, Thiago în dreapta pentru Trent, intră în zonă centrală Trent, Trent pentru Thiago, mai departe Luis Diaz, finalizare slabă. Luis Diaz, un meci destul de slăbus pentru Luis, tocmai ce a ratat o ocazie importantă, îl pedepsim pentru că a ratat aici și aducem ceva prospețime pentru ultimele 20 de minute. Centrale respinsă însă de D'Ambrosio. Hai cu golul 3, hai să stăm liniștiți pe acest final de meci. Mazidi face 4-0 cu Newcastle, mă așteptam la un meci bun din partea celor de la Newcastle, însă City e prea puternică. Ox, dă-o în fața porții! Respinge D'Ambrosio. Henderson, ce bombă, însă se duce pe lângă poarta lui Ward. Pleacă de jos Leicester, Soyuncu pentru Thomas. Lasează Thomas, blochează acolo Milner, însă Dewsbury Hall recuperează din nou. Henderson e atent, pasă lungă pentru Diogo. Diogo Jota reușește să marcheze, dintr-o nu e greu, însă Ward are o intervenție ciudată acolo. Pur și simplu s-a ferit. Bună recuperarea lui Henderson aici, bună și pasa. Îl vede pe Diogo Jota perfect, Diogo preia, își așează mingea pe șut și Ward deviază poartă acest șut bun. Bravo Diogo, tocmai ce am vrut să-l scot mai devreme pe Diogo, însă n-am avut altă soluție. Rămâne în teren și reușește să marcheze, face o dublă, foarte interesant. Diogo Jota, soluția a treia pe poziția de atacant, reușește o dublă la Leicester, o dublă care ne poate ajuta să luăm încă 3 puncte. Situație bună aici pentru Leicester, sumare lovește bara, reușim să respingem. Of, ce meci greu, ce meci greu la Leicester, ne impunem cu 3-1 până la urmă. Dar am suferit, Leicester putea chiar să dea lovitura, însă până la urmă reușim să scoatem 3 puncte. Începem destul de prost astăzi, avem 3 goluri primite în primele 10 etape, ce crezi? Astăzi am primit 3 goluri în primele 2 meciuri jucate. Revenim pe Anfield și vine Leeds în vizită, va trebui să-l odihnim pe Virgil în acest meci, pare destul de obosit. Trebuie să fim atenți la Sinistera, Bamford, Harrison. Câțiva jucători foarte, foarte buni în echipa celor de la Leeds. Robertson nu poate juca, este suspendat și el pentru acest match. Deocamdată Darwin Nunez nu revine în primul 11 pentru că a luat roșu direct și probabil mai stă încă o etapă. Hai să-l odihnim și pe Virgil, am zis. Hai să-l odihnim un pic, intră Joe Gomez acolo și cred că da, ăsta este 11-le cu care vom aborda acest match cu Leeds United pe teren propriu. Să vedem dacă reușim să ne revenim un pic, pentru că primele două meciuri au fost destul de slabe pentru noi. Am avut emoții mari, defensiva n-a mai funcționat atât de bine. O defensivă pe care am lăudat-o în acest început de episod. Vedem, am avut câteva probleme destul de serioase acolo în defensivă. Am primit
foarte multe goluri în două meciuri, să primești 3 goluri e foarte mult în condițiile în care defensiva noastră arătase senzațională până momentul de față. Două victorii, ultimele două meciuri pentru Leeds după ce a avut să se 3 înfrângeri. Locul 7 în acest moment e un început destul de bun pentru Leeds. Vine Man City în forță, pune presiune acolo pe noi pentru că deja au jucat în etapa asta și au câștigat și sunt pe prima poziție în Premier League. Așadar, este cu atât mai important acest meci cu Leeds. Execută Trent această fază pe bara a doua. Salah reia peste poartă. Începem bine, posesie peste 70%. Hai să și marcăm, ar fi bine. Thiago în adâncime însă blochează Strujic. Aronson recuperează. Sinistera Otavio. Primește acolo Sinistera, blochează însă Joe Gomez, Thiago. Mo Salah urcă Trent în vâlui în partea dreaptă, joacă în centru, atent însă Adams, Strujic, Llorente se descurcă bine acolo cu mingea la picior, respinge Konate, Fabinho pentru Luis Diaz, Diaz în fața porții pentru Diogo și nu mă bucur încă pentru că se poate verifica acest gol, hai să vedem dacă se verifică, nu se verifică, e 1-0, bun. Reușim să deschidem scorul, Luis Diaz pasă senzațional acolo pentru Diogo Jota. Diogo Jota profită din nou de această situație de a fi titular și reușește să deschidă scorul, marchează pentru 1-0 la meciul ăsta cu Leeds. Arată bine atacul nostru, am început perfect meciul ăsta, îl continuăm bine, reușim să și deschidem scorul, dar trebuie să forțăm, trebuie să mai marcăm, ne apropiem de finalul primei reprize. Aruncă Trent de la margine, Fabinho schimbă poartea pentru Tsimikas, Gomez pentru Thiago, în adâncime însă blochează fundașul adres, Christensen. Cât de bine a ieșit acolo, era prins între doi, Llorente, întoarce la Melie. Llorente din nou, Melie, un pressing-ul, da, da, Mo Salah, Mo Salah! Cum a putut să rateze cu partea goală? Da, Fabi, suntem 3 vs 2 pe această contră, dă-i-o! Da, Diogo! Da, Diogo! Scoate Melie. Haide, bă, ce ocazii ratăm. Trent pe bara a doua, respinge Coc. Thiago. Madip. Konate. Din nou Joel. Mo Salah, luat pe sus și pierde acolo. Se termină prima repriză. Doar 1-0, prima repriză perfectă, o prima repriză în care am dominat, am arătat foarte bine, trebuia să avem minim 2-0, dar din păcate e doar 1-0, trebuie să ne mulțumim cu acest 1-0. Hai să jucăm un pic mai direct în această a doua repriză, Konate destul de obosit, Thiago și Fabinho la fel, însă îi mai lăsăm 10-15 minute pe cei 3. Trebuie să căutăm... să căutăm să marcăm golul 2, altfel putem avea emoții până pe final dacă nu ne desprinde pe tabelă. Stă bine deocamdată Leicester. Minutul 60, să facem niște schimbări. Iese Thiago și intră James Miller. Fabinho cu Henderson. Konate îi poate lăsa locul lui Virgil. Luis Diaz îl lasă și el pe Curtis Jones și mai lăsăm o schimbare pentru ultimele 15-20 de minute, poate avem nevoie de vreo schimbare. Intrăm în ultimele 20 de minute imediat, reușim să mai creăm pericol. Îngrijorează acest lucru, hai să facem și ultima schimbare. Mo Salah obosit, Trent obosit, Joel Matip obosit. Cine să scoatem? Scoatem pe Ox în locul lui Trent. Da, poate juca acolo pe Ox, nicio problemă. Mai ales că poate juca pe stul de mijlocaș dreapta. Și să mai creăm pericol.
Dominăm clar din vedere al statisticii, peste 60% posesie, 18 șuturi, 8 pe poartă, însă n-a mai creat foarte, foarte mult pe faza ofensivă. Intrăm în prelungiri și pare că se va termina pe 1-0. Da, doar 1-0. Un meci mai bun față de primele două, am fost clar peste adversari, însă am ratat în prima repriză două ocazii imense. Se termină 1-0, luăm încă 3 puncte și ne revenim un pic. Ne deplasăm la Copenhaga și putem decide calificarea în primăvara europeană dacă ne impunem la acest meci. Ne recomand în continuare asistentul să-l odihnim pe Virgil van Dijk. Îl vom odihni și nu-l vom băga deloc în această partidă. Arthur nu poate rămâne acolo. Curtis Johnson se poate veni pe bancă. Darwin Nunez revine după suspendare, însă ce crezi? Se lovește și va trebui să stea două zile? Da, va trebui să mai stea două zile. James Milner accidentat și el va ieși din lot. Rămânem cu acest 11 și mai schimba ceva, hai să o odihnim un pic, hai să o odihnim un pic și pe Robo. Da, riscăm un pic, și aducem ceva rezerve în primul 11 în caz că nu vom arăta așa cum îmi doresc eu. Vom introduce după pauză titulari acolo în ofensivă. Ai un meci care ar trebui să fie destul de simplu pentru noi, un meci n-ar trebui să ne creeze foarte mari probleme, ar trebui să ne impunem destul de ușor cu Copenhaga și să ne calificăm în primăvara Champions League. E un meci important, un meci de la care sper eu să scoatem 3 puncte. E o deplasare dificilă, dar cred eu că putem să ne ridicăm la un nivel important. Copenhaga, chiar dacă e pe locul 2 acolo în grupă, cred eu că este de nivelul celor de la Sporting sau Ajax. Hai să ne vedem cum arătăm cu câteva rezerve în acest meci. Începem bine, o posesie peste 70%, ocazie însă nimic important deocamdată. Hai să vedem aici Ox pentru Konate. Fabinho face la Konate. Thiago a lovit, va trebui să-l scoatem imediat. Konate pentru Fabinho. În dreapta Joel Matip. Fabinho. Konate, Fabinho pentru Thiago, desface în dreapta, însă atent, Claesson. Recuperează, avansează bine acolo, Claesson caută colțul lung, însă nu prinde poarta. Fază fixă, execută tot Claesson pe vara a doua. Denis Vavro deschide scorul pentru Copenhaga. Apar problemele în defensiva noastră astăzi, probleme grave, probleme foarte, foarte mari. Din nou suntem conduși, asta e al patrulea meci, sunt trei meciuri în care am fost conduși. Dincolo Sporting 1-1 cu Ajax trece pe Copenhaga pe prima poziție în acest moment. Aruncă Trent de la margine, Zeca respinge, însă Cornelius degajează aiurea. Și să recuperăm prin Matip, înapoi cu Alisson, Konate, Henderson, Fabinho, Konate, Henderson, Joe Gomez pentru Chamberlain. Se întoarce cu fața Ox, urcă și Tsimikas, Henderson, Henderson trece acolo frumos, însă lovește bara, portarul n-are nicio șansă aici. Câte șuturi au avut cei de la Copenhaga pe poartă? Unul singur. Cât e scor? 1-0 pentru Copenhaga, bineînțeles. Respinge Cristiansen, recuperează Trent. Trent îi trăsprovața de pedeapsă. Centrare bună, însă nu e nimeni acolo să împingă mingea în poartă. Oh, ce greșeală! Ce greșeală! Diogo Jota. Diogo Jota profită. Da, la centrarea lui Trent nu reușește Diogo Jota să finalizeze, însă Lera Jer comite aici o gafă incredibilă. Diogo Jota finalizează cu capul. Se face 1-1 înainte de pauză. Da, nu știu ce concluzii putem trage după această primă repriză. Mă îngrijorează faptul că
primit golul ăla foarte, foarte ușor. La o singură ocazie a avut adversarul și a reușit să marcheze. Astfel aducem pe Luis Diaz și pe Mo Salah acolo. E clar, avem nevoie de cei doi. Fabinho poate ieși și poate intra. Cine poate intra? Aceasta e întrebarea. Virgil. Am zis că nu-l bag pe Virgil la meciul ăsta. Avem decât pe Curtis Jones acolo. Dar poate intra Curtis Jones și tragem pe Henderson acolo. Bun. Rezolvăm problema asta. Acum în partea dreaptă la Trent. Pe cine să rugăm? Aceasta este întrebarea. Rugăm pe Robo și jucăm așa. Da. Da. Datăm destul de ok. More direct deja jucăm și attacking. Trebuie să mergem să căutăm golurile. Sper să marcăm goluri, nu doar un gol. Da, ce acțiune are Mo Salah când la numai 10 secunde după ce a intrat să scoate portarul. Of, 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 of. Ce ne facem noi cu raptările astea? Că devine pătrusese acolo Mo Salah, însă finalizarea a fost slabă. Darami pentru Zeca, reprimește Darami, scoate Alisson. Claesson execută și acest corner. Pe bara a doua va vreo reia, însă prinde Alisson. Johnson joacă lung. Respinge Joe Gomez de acolo, Diogo Jota se desprinde, pasă pentru Mo Salah. Mo Salah! Running down the wing. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah. The Egyptian King. Reușim să aducem scorul în favoarea noastră. Bună pasă asta lui Diogo printre doi oameni. Mo Salah, unghi greu acolo, dă cu dreptul. Portarul însă nu are ce face de data asta. Și în sfârșit avem și noi scorul de partea noastră în meciul ăsta. Meci în care din nou am suferit, din nou am avut probleme. Fază fix aici, aruncă Tsimikas lung, respinge însă Vavro, recuperează Luis Diaz. Robo blocat acolo de Christiansen. Hai Matip, da, bună intervenția Matip pentru Luis Diaz, respinge Ankerson. Robo din nou câștigă acea minge, din nou Curtis Jones finalizează în bară. Sporting 3-1 cu Ajax. Foarte interesant acest rezultat. Sporting ia opțiune importantă pentru poziția a doua în această grupă. Johnson joacă lung, respingem de acolo. Să pierdem până la urmă, recuperează Henderson. Mo Salah. Mo Salah în fața porții, nu? Vine Robo și Robo reușește să marcheze. Andrew Robertson. 3-1. Cât de bine a intrat Mo Salah în meci. A început perfect repriza a doua, a arătat o ocazie mare, după reușește să marcheze. Aici trimite și un asist, Robertson marchează și el din poziția de fundaș dreapta, bun șutul, se bage 3-1 și pune în punct acestui meci. Mai avem o fază, Mo Salah. Salah scoate Johnson, ce execuție frumoasă. Da, șutul ăla chiar a meritat să intre în vinclo, însă portarul cel de acolo pe Hagar, intervenție perfectă la această fază, nu mai are ce să mai facă, Joe Gomez finalizează 4-1. Am fost conduși, însă am avut reacție foarte importantă, reușim să marcăm de 4 ori și aducem 3 puncte care ne duc în primăvara Champions League. Robertson aruncă pentru Mo Salah. Mo Salah depășește acolo un adversar, însă pierde. Johansson lung, Konate iese greșit, Babacar pentru Paul. Paul finalizează peste. Intră în prelungiri, Johansson centrează aici pentru Vavro, pe lângă poartă. Și nu se termină, nu se termină, mai avem noi o fază. Henderson. Acela Matip, Curtis Jones, Joel.
în adâncime pentru Robo. Robo centrează, Diogo Jota nu câștigă acolo duelul. Henderson mai recuperează odată, Mo Salah blocat de Christiansen. Și poate fi ultima fază a meciului, nu se mai lasă, se termină 4-1 și ne calificăm în primăvară. Început foarte prost de partidă, a fost conduși cu 1-0 în minutul 90, egală mână înainte de pauză, iar după repriza a doua a existat o singură echipă pe teren, mai marcăm de 3 ori și ne punem destul de serios. La ultimul meci de astăzi ne deplasăm la Londra pentru a juca cu West Ham, echipă care se prezintă senzațional pe acest început de sezon. Locul 3 în acest moment, 5 puncte în spatele nostru. Din păcate pentru ei trece Man City peste și vine la 3 puncte acolo în spatele nostru. E un meci foarte important. Da, va trebui să trag un pic linia, ne spune și asistentul să tragem un pic linia mai jos, pentru că se pare că adversarul a sesizat această problemă în jocul nostru și suntem deseori surprinși de minci lungi. Din păcate nu ne putem baza pe Konate, care e destul de obosit. Nici Ogo nu poate intra, din păcate, de la același nivel. Va trebui să intrăm cu Konate și să-l schimbăm la un moment dat. Thiago este lovit și obosit, poate intra Henderson acolo fără probleme. Diogo Jota încă e suspendat, mă, Darwin? Pe câte etape a luat, mă, băiatule? Nu înțeleg de ce încă este suspendat Darwin Nunes. Câte etape a luat de suspendare? Diogo Jota resimte și el oboseala și nu avem altă soluție acolo în locul lui. 3 săptămâni Firmino, poate veni Curtis Jones pe bancă în locul lui Thiago. Arthur poate intra și el în locul lui Chase Miller acolo. Și cum ăștia am fi? Acel Gomez poate fi lăsat în afară. Da, va trebui să îl odihnim pe Diogo Jota și Konate la un moment dat în această partidă. Un program foarte, foarte aglomerat. Deci nu am cum așa ceva. Am început astăzi episodul la meciul ăsta cu Southampton, pe data de 15. Pe data de 19 am jucat cu Leicester, 22 cu Leeds, 26 cu Copenhaga, acum la 3 zile avem cu West Ham, iar după avem numai 2 zile până la meciul cu Sporting, după încă 3 zile până la meciul cu Brentford și continuăm tot așa în ritmul ăsta. Un ritm nebun, ritm de Premier League, un ritm foarte, foarte alert, dar am reușit să ieșim bine din această perioadă până la urmă, ne calificăm în primăvara Champions League. Mai e un singur match de jucat în Champions League, o finală pentru prima poziție în grupă, dar până acolo trebuie să ne concentrăm la acest match cu West Ham. Arată destul de bine și West Ham, câțiva jucători interesanți, câțiva jucători cu calitate. Hai să mergem la match, să vedem cum vom arăta astăzi. Deplasare destul de grea, vedem trupa lui David Moyes a pierdut ultima partidă, să sperăm că ne va ajuta pe noi acest lucru. Noi am arătat mai bine în ultimele 3 meciuri, reușim să legăm 3 victorii și îmi doresc foarte tare să vină și a patra, pentru că vedem City se află acolo lângă noi. Hai să aducem 3 puncte de la Londra. Creswell, o, Doamne, ce minge scoate aici Alisson. Execuție foarte, foarte bună a lui Creswell, însă Alisson are o intervenție perfectă. O nouă fază fixă pentru West Ham, Lanzini centrează la prima oară, respinge Virgil, Kehrer recuperează, Lanzini scoate pe 16 metri, Creswell șutează, prinde Alisson. O sesie bună, însă vedem West Ham e croită să lovească pe contre. Deja a creat ceva pericol acolo, avem aici o fază la care trebuie să ne apărăm, Suchek, în adâncime pentru Berama, scăriță și este 1-0. Mă
tip doarme la faza asta, nu pleacă cu adversarul, se te surprinzi foarte ușor. Ai surprins aici între doi, nu este upside pentru că fundașul stânga este foarte prost, Robertson, la această fază. Începem din nou prost, din nou suntem conduși la Londra de data asta și va trebui să schimbăm un pic. Tragem un pic mai jos defensiva și cam atât. Să dăm drum. Reușește să marcheze West Ham, început destul de slab, Johnson pentru Rice, diagonală pentru Bowen, atent însă Robertson, greșește Robertson, Bowen pentru Scamacca. În drum repede, Henderson, cartonaș galben, Robo, ce-i fac, am dat cancel. Să vedem dacă avem reacție, da, Robo, schimbă pentru Mo Salah, Mo Salah în dreapta pentru Luis Diaz să respingă ciocănarii. Konate blochează acolo, da, Luis, hai Luis, tată, hai Luis, da, ce execuție frumoasă are Luis Diaz aici. În diagonală la colțul lung, nici o șansă pentru Lucas Fabianski, însă totul pleacă de aici, intervenție perfectă a lui Konate, Virgil din prima pentru lui, spre luare pe piept, își așează acea minge și le execută pe Fabianski la colțul lung. Reușim să egalăm destul de repede, reacție foarte, foarte bună. Aruncă Trent, însă Kerrer recuperează. Matip, atent, Virgil pentru Fabinho, Fabinho pentru Trent, Trent intră în suprafața de pedeapsă și Mo Salah face 2-1. Dar cât de important este din nou Trent pentru noi acolo în partea dreaptă, avansează perfect, depășește un adversar central, este perfect în fața porții și Trent mai aduce un assist pentru Mo Salah, reluare cu dreptul acolo lui Mo Salah printre picioarele lui Fabianski. Întoarcem scorul în numai 3 minute în favoarea noastră. Intrăm în ultima perioadă a primei reprize și suntem foarte, foarte obosiți. Intrăm la cabine cu 2-1, un meci din nou în care am intrat foarte, foarte prost, un meci în care am fost din nou conduși. Da, 5 meciuri, am fost conduși de 4 ori astăzi. Foarte, foarte greu acest episod. Îl putem băga pe Arthur acolo și îl tragem pe Fabinho în locul lui. Da, și poate juca Fabinho ball playing, iar Virgil poate juca central cover. Diogo Jota va trebui să iasă și el, dar nu avem soluții acolo. Avem foarte mulți jucători obosiți, dar hai să-i mai lăsăm încă 10 minute. Suntem în avantaj, însă am văzut West Ham poate crea pericol. Trebuie să căutăm să mai marcăm. Trebuie să deschide City scorul cu Spurs, minutul 45, iar Riyad Mahrez marchează. Trent centrează bine, resping însă cei de la West Ham, Bowen. Trece acolo ușor, pasează Jared Bowen, nu-l atacăm, de ce nu-l atacăm? Suchek, din nou Bowen, centrează, să blocăm și prinde Alisson. Virgil, bună pasă pentru Mo Salah, preia și se întoarce cu fața. Mo, trece acolo Mo Salah, Mo Salah, intră în suprafața de pedeapsă și Diogo Jota marchează din nou. Superb Mo Salah. Cât de bine se desprinde acolo de adversar, trece de Creswell, da, Creswell, cât de frumos accelerează, după nu mai are nicio șansă să fie prins, centrează fața porții, Diogo Jota pune latul, se face 3-1 și putem să producem mai multe schimbări acum în primul 11, care arată decimat în acest moment. Fabinho, foarte obosit. Să riscăm cu Nathan Phillips. Ar fi o schimbare prea, prea defensivă. Iese Trent, intră James Miller, iese Henderson și
poate intra Curtis Jones, Diogo Jota îi lasă locul lui Carvalho și ultima schimbare ar trebui Fabinho să iasă. Fabinho, hai mă să mă gândim pe Nathan Phillips, să-i dăm un pic de încredere, să poate juca central cover, n-are viteză, Mati poate juca acolo, 14-14. Da, hai să-l punem pe Matip central cover și rămâne central defend. Ultimele 20 de minute, însă avem emoții. Hai să facem 4-1 aici. Robo respinge Keller, recuperează Curtis Jones în fața portii și Carvalho închide acest match 4-1 la USA. Din nou marcăm de 4 ori după ce suntem conduși cu 1-0. Robertson execută bine acest corner, însă respinge Tilo Kehrer, recuperează Curtis, pătrut de acolo în suprafața de pedeapsă, centrează pe 6 metri și Carvalho, o simplă formalitate până la urmă pune latul, se face 4-1 și e un final de partidă perfect pentru noi. Degajare pentru Lanzini, joacă în stânga cu Corne, amasează Corne acolo, centrează pentru Scamacca, reînsă peste poartă. Virgil, Curtis Jones pierde, însă vine Antonio acolo și fură mingea, atent Alisson, ce gafă face Curtis, se vede diferența de valoare, diferența de calitate, doamne, doamne, cât suntem de obosiți, Matip, Arthur, înapoi Arthur Phillips pentru Curtis, se întoarce cu fața, Luis Diaz însă e blocat, Johnson trece acolo, întoarce la Kehrer, din nou Johnson pasează în partea dreaptă, nu-l blochează nimeni, blocăm centrarea până la urmă, haide Luis, tată Antonio și se dă penalti prea ușor, bă băiatele, prea ușor ai dat aici penalti. Așteptam varul să întoarcă, însă nu o face. Și Scamacca poate face 4-2, nu e Suchek. Da, Alisson! Ce intervenție, ce moment are Alisson. Face City și 2-0 cu Tottenham. Erling Haaland marchează. Dar Alisson este senzațional. Excelentă intervenția. Salah degajează și aruncare dramatică pentru West Ham. Să fix execută Carvalho, ultima fază acestui match și reușim să marcăm prin Mo Salah, se înalță acolo Mo Salah și marchează cu capul, 5-1 până la urmă în fața unei formații care a început senzațional acest match, a avut 1-0 însă după pur și simplu i-am distrus pe cei de la West Ham, marcăm de 5 ori, asta după ce la pauză reușisem să întoarcem scorul în minutul 21 și minutul 23, marcăm 2 goluri în 2 minute, repriza a doua a stat o singură echipă pe teren, vedem acest lucru și din partea XG-ului, dominare totală, încă 3 puncte și chiar dacă am fost conduși astăzi până la urmă, o scoatem la capăt. Episod foarte, foarte dificil astăzi, suntem conduși în 4 meciuri din 5, însă până la urmă reacția jucătorilor a fost una destul de bună. Începem foarte prost și am fost foarte aproape să pierdem acest meci cu Southampton, asta pentru că Darwin Nunez face un cadou imens celor de la Southampton, primește cartonaj roșu în minutul 21. Minut mai târziu primim gol, suntem conduși cu 1-0, reușim să egalăm prin Luis Diaz, însă Che Adams s-a făcut 2-1, iar Diogo Jota ne aduce un punct meritat, zic eu, minutul 87. Ne punem cu 3-1 la Leicester, am fost conduși cu 1-0 din nou, însă reușim să revenim pe tabelă prin Diogo Jota de 2 și Mo Salah. Ne punem 1-0 cu Leeds, un match mai puțin reușit de jucătorii noștri să scoatem 3 puncte. Ne punem 4-1 la Copenhaga. Din nou conduși cu 1-0, revenim prin Diogo Jota, Mo Salah, Robertson și Joe Gomez. Iar în ultimul match, conduși din nou cu 1-0.
la Londra. Beram a deschis scorul minutul 14, Salah și Luis Diaz marchează în 2 minute pentru a întoarce scorul pentru noi. Diogo Jota și Carvalho marchează și el, iar Mo Salah închide tabela minutul 93. Ne impunem 5-1 și suntem în continuare pe prima poziție în Premier League. Din păcate nu continuăm doar cu victorii în Premier League. Apare primul rezultat nefericit și avem un egal cu Southampton. Se apropie City la numai 3 puncte, însă în acest moment ne distanțăm la 8 puncte de West Ham, echipa de pe locul 3. Pare că va fi o cursă în 2 acest sezon, va fi o luptă între noi și Man City. În Champions League suntem pe primul loc, suntem calificați în primăvară. Va fi un meci foarte interesant pe Anfield cu Sporting, un meci care va conta pentru cine va termina pe prima poziție în această grupă. Ce drept, nouă și un egal le convine, un egal ne păstrează acolo în vârful clasamentului. Avem data viitoare ultimul meci din grupă cu Sporting pe Anfield, după ne deplasăm la Brentford. Primul meci în care am avut cap cu creue, avem meci foarte important cu Tottenham pe Anfield și terminăm în deplasare cu Newcastle. Din cele 5 meciuri de data viitoare, 3 par foarte dificile, cu Sporting, Spurs și Newcastle. 2 meciuri care ar trebui să fie mai simple la prima vedere, așa, cu Brentford și Crewe. Însă am văzut astăzi, după ce a început senzațional, echipa noastră a suferit, am avut ceva emoții, însă o scoatem până la capăt destul de bine, reușim să marcăm multe goluri, în special în repriza a doua. Și până la urmă ieșim cu bine din acest episod, mai ales că ne păstrăm prima poziție atât în Champions League cât și în Premier League. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!